În perioada 5-10 martie, peste 140 de sportive de la mai multe cluburi din țară au intrat în ring la Cupa României. Pugilistele de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, așa cum ne-au obișnuit, au avut o comportare bună. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat Alexandra Gheorghe și Mariana Ciocan. De la CSM Slatina am obținut la categoria de vârstă cadete, am obținut o medalie de bronz cu sportiva Trifu Ana, la categoria 59 de kilograme. La juniori, Gheorghe Alexandra, la categoria 52 de kilograme, a obținut locul 1 și Ciocan Marina, la categoria 66 de kilograme, tot medalia de aur. Locul 2 a fost obținut de Gabriela Ene. Pugilista slătinană a luptat la categoria seniori plus 81 de kilograme. Alte două medalii de bronz au fost obținute la juniori de sportiva Andreea Bobaru, iar la tineret de Ana Matei. Constantin Gălbenușe se declară mulțumit de rezultatele obținute. Fiind o competiție la început de an, până sportivii se adaptează la categoria de vârstă la care sunt, pentru că am avut treceri de la juniori la tineret, de la tineret la seniori. Sigur că o acomodare mai grea până când reușim să ne pregătim la categoria de vârstă respectivă ne ia puțin timp și sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute. La sfârșitul acestei luni, pentru sportivele slătinene de la categoria tineret, va urma o nouă competiție de mare anvergură. Elevele lui Constantin Gălbenușe vor avea o selecție în vederea participării la campionatul european de box.